I've got 30 minutes if you wanna spill your mind. Give me all your reasons to why I should take my time. Used to have forever, but you never cared that much. De câteva minute încerc să fac o introducere pentru clipul acesta și sincer nu știu ce să spun, pentru că după cum nu puteți vedea, fiindcă e ceva atât de mare încât nu încape în cadru, e mai mare decât mine și nu știu când am urcat în pat, dar în fine, am primit un nou pachetel de la Flori. Dacă vă amintiți, și sigur vă amintiți, fiindcă n-a fost cu mult timp în urmă, a fost cu câteva clipuri în urmă, Flori, o abonată de-a mea foarte, foarte drăguță, mi-a trimis un pachet care m-a lăsat mască, un pachet foarte mare de 12 kg, căruia i-am dedicat un videoclip pentru că... Nu o vedeți pe micuții, aici miroase pachetelul. Așa a trebuit să-i dedic un videoclip pentru că era foarte, foarte mare și mi-a trimis foarte multe lucruri minunate. Am făcut și un clip de first impression după aceea și de data aceasta mi-a trimis un pachet dublu, are 24 de kilograme, așa că... Nu mai zic nimic. Este senzațional, vă dați seama. Și astăzi vom face din nou un unboxing. Aici sunt două cutii mai mari lipite cumva, voi nu puteți să vedeți, dar trebuie să tai eu cu foarfeca, să tai și o să intrăm în fiecare cutie să vedem ce am primit. Facem unboxing împreună, după cum vedeți sunt aici în pat, pentru că nu aveam unde undeva să stau ca să se vadă și pachetul, să mă văd și eu. Bine, hai că tai pachetelele, desfacem prima cutie, nu știu pe care o să o desfac prima oară, dar vom vedea și ne apucăm să vedem ce se află în interior. Oh my god, hai să facem chestia asta. Am reușit să despart cele două colete cu ajutoarele astea pe care le vedeți aici, care sunt extrem de curioase și fericite probabil pentru cutii. Și acum nu puteți vedea voi pentru că e puf. O să dau și camera mai jos, dar trebuie să desfac sau urca cealaltă. Trebuie să desfac pachetul, fiindcă e lipit cu foarte mult scotch. Din câte se aude, nu pare nimic spart de data asta. Dacă știți, data trecută s-a spart o ramă, o sticlă de la o ramă. Acum sper că totul a venit întreg. Deci n-am idee cât de curioasă sunt ce este aici și cât de distractiv a fost cu curierul că am stat azi, doamne, o să vedeți, de fapt ați văzut deja în vlog, că am stat cu niște emoții, doamne. Ok, am reușit și prima oară văd aici o pereche de blugi de care știam, mi-a spus că mi-a luat o pereche de blugi. Acum să vedem dacă îmi vine, cum arată, dacă mi se potrivesc. Am reușit. Ca de obicei, florile am ambalat foarte frumos, haideți să vă arăt. Am pus o pătură pe pat ca să, în caz că o să cadă ceva pe aici. Așa arată pachetul. Asta este și pisica mea. Blugii până acum pare că sunt exact genul meu. Mărimea 38, e mărimea mea. Wow. Deci sunt foarte frumoși, foarte frumoși sunt. Nu știu exact cum să așez camera asta ca să mă vedeți și pe mine și pachetul, cred că așa e cel mai bine. Deci eu chiar ieri mi-am făcut curățenie în dulap, oare ieri a fost, și am dat o pereche de blugi, tot din ăștia albaștri, de la H&M, care din păcate sunt puțin pătați. Deci ăștia arată senzațional, sunt exact pe gustul meu, sunt și mărimea mea. Wow, deci chiar nu mai aveam blugi, super tare. Ok, o să-i probez și o să inserez... O să se așeze. Yep. O să inserez cadre pe aici ca să vedem cum arată sau poate la sfârșit să vedem, că văd că sunt mai multe hăinuțe aici. Hai, micuț, dă-te, te rog eu frumos, cutia e doar a ta, după aia promit. Bun, ăștia sunt blugi, foarte tare. Ok, mai departe văd, cred că e tot o pereche de pantaloni, tot mărimea 38 și tot H&M și sunt negri. Vai, deci nu pot să cred. Vai, sunt atât de curioasă și de ei, deci din nou... Chiar nu, dimineața asta cred că vorbeam, e prietenul meu aici că îl vorbesc, el stă spectator să vadă ce avem aici în colecție. Vorbeam că am o pereche foarte mișto de pantaloni de la Bershka, cred că sunt. Sunt pantalonii mei preferați negri, sunt cei mai mișto pantaloni pe care i-am avut vreodată, care din păcate s-au decolorat, a început războiul între pisici. Gata, gata, sunt două cutii pentru fiecare. Așa, și îi ador, dar s-au decolorat. Și, doamne, deci, nu știu, Flori, n-avea de unde să știe, vă dați seama. Și mi-a luat exact ce îmi trebuia. Abia și să-i probez și pe aceștia. Hai să mergem mai departe, am început dulciurile, super tare. Avem praline cu desert, ciocolată, chestii trestii de la Milka. Mulțumesc, puf, că îmi miști trepiedul. Poți să iei, te rog, micul... Deci nu știu, nu cred că le gust acum. Habar n-am, probabil va fi... Oh, stați că am început foarte divers. Am dat de un cream body foam. Creamy body foam? Ah, deci nu e gel de duș. Cred că e o cremă de corp de la Douglas. Breeze of Amazonia. Ah, e din gama... Știți că mai am. Mai am din gama asta de la Douglas. Am un gel de duș care miroase fain. Și asta cred că este crema de corp de aceeași gamă, sub formă de spumă, foarte tare. Următorul lucru sunt acești
biscuiții sau nu, cred că a, salune, frate, salune cu sare și cu vinegar, este oțet. Așa, cred că o să le gust într-un clip separat, dacă sunt destul de multe dulciuri, poate face un clip cu testez dulciuri din Germania. A, Flori este din Germania. Dacă nu ați văzut primul unboxing, vă recomand să vă duceți să-l vedeți și pe acela. Eu mă simt ca de Crăciun în momentul ăsta, așa că sper că o să transmit. Aici văd cam niște praline de la Lindt, nu știu să pronunț firma asta, dar știu brandul ăsta pentru că mănânc ciocolată de la ei și e foarte bună. Ce bine arată chestiile astea. Cu nuga, cu marțipan. Oh my god, ador marțipan. Uite și cu caramel pentru toa. Trufe marque de șampon. Nu știu în ce limbă, eu citesc în franceză. Mă rog. Așa, mai departe. Deci mi-a trimis o mică filmare. Nu cred că o să ne intru în cutia asta deocamdată, că știți. Eu mai întâi desfac lucrurile care sunt pe aici, după aceea intrăm în cutii și în ambalajele ambalate. Mi-a făcut niște filmări și mi-a arătat că îmi trimite cutii din astea de la Notino. Sunt, deci cred că de la Notino, parcă așa scrie anterior, sunt superbe chestiile astea. O să încerc să mă grăbesc destul de mult. Bun, am răspuns la un apel, îmi cer scuze. Da, cred că nu știu ce ziceam, cred că ziceam că trebuie să mă mișc destul de repede, fiindcă sunt multe, multe lucruri. Ia uitați ce infractor micuț, băi! Ok, hai să vedem ce este evident pe aici. Mi-a trimis o cremă de la Bebe, știu firma asta. Oh, dar știu ce sunt ăștia. Sunt, hai să vă arăt și vouă. Cred că sunt niște dischete de machiante îmbibate în ceva care sunt pentru ochi. Da, așa, hai să le desfacă tot. Și vreau să le încerc după aia. Ah, da, sunt exact ce v-am zis. Ok, am miros drăguț, miros la cremă. După aia mi-am mai dat aici niște dischete de la Isana. Dischete din astea mari pentru față, super mulțumesc. Deci sunt atacată din toate direcțiile, nu știu dacă vedeți. Așa, hai să trecem la pachetelul acesta. Încă văd că toate sunt împachetate. Perfect. O să fie iar distracție, că nu știu. Uite. Ok, o să încerc să fiu un pic mai organizată față de data trecută, fiindcă data trecută era dezastru. Nu știu cât o să-mi iasă, fiindcă sunt multe, multe lucruri. Hai să vedem ce mi-a scris aici pe biletel. Și pentru prietenul tău, uite exact ce vorbeam azi. Nu e ceva wow, dar știu că gestul contează. Normal că gestul contează, Flori. Ești un om minunat, eu simt că mi-a făcut o super mega prietenă și nu doar din cauza, de fapt, datorită acestor cadouri, ci prin felul în care discutăm și vorbim și... Ia uite, hai să vedem ce e. Desfac în fața camerei și pe aia te dau. E un L'Oreal Men Expert Hydra Power Mountain Water Shower. E, cred că gel de duș. Body, face and hair. Știți cum e la bărbați? Au toate în urmă, adică... Noi avem produse separate și... Oh my god. Iar iată-o. Mulțumim, Flori. Mulțumim. În caz că nu este evident, mulțumesc de la început pentru toate. Dar deja se face aici nebunie. Și să-mi pun telefonul undeva să nu pierd. Ok, mulțumim. Mai departe, Isana 3-in-1. Foarte bine le-am ambalat. De data asta, până acum, nu pare nimic spart. Eu sper că va fi bine. Cred că e o apă... Micelor, m-am speriat că mi-am rupt unghia, fiindcă sunt bună de așa ceva. Da, 3-in-1 mizele. Înseamnă că e apă micelară de la Isana. Seamănă foarte mult cu ambalajul pe care l-au cei de la Garnier și pe care l-au cei de la Balea. Am înțeles că produsele astea Isana se găsesc într-un magazin asemănător de meului, ceva de genul, mi-au zis mai multe fete din Germania. Apă glicerină, dar n-are alcool la ingrediente. Observ și da, este o apă micelară 3-in-1. O punem la teste pe aceasta. Cred că o să pun ambalajele pe jos. Asta o să fac. Și produsele în pat lângă mine. Hei, micuț! Bun, mai departe. Hai să continuăm cu alte geleuri. Sau, astea sacre. Îmi plac foarte mult geleurile acre. Așa. Aici văd că este o dată de protecție. Dacă o dăm jos, îmi pare rău pentru foșne. Sper să nu fac foarte multă gălăgie. Ce frumoase sunt ambalajele astea. Hai să le facem. Ok. Mai departe pare ceva, ceva cumva rece. Sper că vedeți ce fac eu acolo. Cred că îmi vedeți capul un pic tăiat, dar, sincer, important e să vedeți un pic din mine ca să vedeți reacția și un pic din cadou. Cred că sunt un pic isterică cu lucrurile astea, dar asta se întâmplă din cauza entuziasmului. Ok, deci mi-a ambalat ceva, mi l-a pus în pungă, după care mi l-a ambalat din nou. E un portfard. Wow, ce frumos este. Am de-a portfarduri superbe, Dumnezeu, dar ce... ce textură ciudată are. Ok, și aici sunt alte lucrușoare. Rimmel Natural Bronze Waterproof Bronzing Powder. Un bronzer de la Rimmel despre care am auzit și îmi place mult că e o nuanță rece, așa pare cel puțin. 26 Sunkist.
Și aici cred că avem un biletel. Ia să vedem. Ești o scumpică. Probabil ai primit atâtea complimente, dar eu spun din tot sufletul că te apreciez enorm. Pup, flori. Mulțumesc din suflet. Foarte frumos portfardul ăsta. Îl propun tot aici. Și astea, cum am spus, jos. A, mă vedeți că am rămas în pijamale, deși m-am machiat un pic ca să fiu un pic aranjată, pentru că eu mă simt ca dimineața de Crăciun. Serios, eu sunt în pat aici, în confortul casei mele, cu pisicile astea care foșne. Pungile și... Oh my god, cred că e un... Stați un pic, cred că am văzut un ruj de la L'Oreal pe care vreau să-l încerc de o viață. Da, și mă rog, de asta nu m-am schimbat de pijamale, sunt cele mai mișto pijamale pe care le-am avut vreodată. Hai să vedem. Yes, yes, yes! Ultra Matte Liquid Lipstick Le Macaron de la L'Oreal, nuanța. Deci rujurile astea sunt exact ca rujurile alea pe care... cred, parcă așa țin minte. Rujurile alea preferate ale mele de la Maybelline. Nuanța este... Framboise Frenzy, nu mă pricep la limba asta care via. Framboia Frenzy, cred că e. Oh, Dumnezeu. Și asta este nuanța. Și să vedem, da, miros exact ca cele de la Maybelline. Sunt exact ca acelea, adică sunt un pic, sunt mate, sunt un pic lipicioase, se usucă pe buze, nu foarte tare, adică rămân un pic lipicioase și rezistă foarte bine. Și nuanța, eu nu-mi dau seama ce nuanța e asta, cred că e un fel de roșu cu un pic de roz, ceva de genul. Ok, mulțumesc. Și aici mai văd alte lucrușoare, toate foarte bine ambalate, nu vă faceți griji, tot plasticul și hârtia de aici va fi reciclat. Am un o mostră de la Stronger With You de la Emporio Armani, mostră de parfum, și alte două mostre de ceva Redken, wow, șampon și balsam. Super, mulțumesc. Și un produs de la Makeup Revolution aici. Wow, e o paletă. Paletă unicorn. Super tare. Dar deja s-a făcut dezastru. Stai, nu aruncăm acolo, o ținem aici. Ce frumoasă e paleta asta, n-am văzut niciodată. E fix unicorn. Uitați-vă un pic. Wow. Pisicile au trebuit să fie îndepărtate pentru că făceau foarte mare gălăgie cu pungile astea. Așa că, da. Vor veni după aceea. Tot de la Isano văd un produs aici. Wonderland Explorer Dush Gel 3-in-1. Tot așa, cred că scrie că e pentru păr. O fi tot de bărbați, dar nu cred. Deși pare așa cu un... Are o busolă. Busolele sunt pentru bărbați. Cred că sunt unisex cumva. Hai să-l mirosim că așa ne dăm seama. E foarte drăguță imaginea. Dă așa senzația de prospețime și cred că... Eu nu știu ce scrie aici, că scrie în germană, evident. Nu știu dacă vedeți. Scrie aici ceva de genul că... Sunt trei chestii, ca și cum ar fi pentru păr, față și... Corp. Da, e de bărbați asta, cred. Așa pare ce opțiune. Miroase și tu. Așa, mulțumim. Cred că era o idee bună să treci la cutiuța asta, dar hai mai întâi să rezolv cu astea de aici. Da, pe gel de dus scrie Isana Men. Probabil v-ați observat, eu nu am văzut. Aici este o ciocolată. Așa. Wow, dar ce grea e. E cu cheesecake. Deci este o ciocolată cu cheesecake. Oh my god. Oh my god. Wow, cât de tare. Da, cred că o să fac un clip sau o să bag într-un vlog o secțiune de genul ăsta în care testăm dulciuri. Dumnezeule. Bun, mai departe. Acum nu le desfac, să le deschid pentru că probabil ar lua și mai mult și chiar n-aș vrea să ne întindem. Oricum va fi un clip lung. Voi la un moment să vedeți durata lui. Eu încă nu știu pentru că sunt aici live filmând, dar are minim o oră, mă gândesc. E ceva în formă de inimă, cred că e un produs de la Makeup Revolution. Cred, nu știu. Poate vorbi prea de... A, e un Crystal Fusion Bronzer în formă de, nu e inimă, e un diamant de la R.L. de Young ăsta. Mereu e cum se numește firma, dar să știți că rimelul, deci sunt dată în momentul ăsta cu rimelul de la ei pe care l-am primit data trecută. Nu știu dacă vedeți ce gen îmi face rimelul ăsta, este senzațional. Și cam toate produsele de fapt pe care le am de la ei, de la ea și sunt de la brandul acela. Uuu, ce fain arată! Așa, mi-au plăcut la nebunie. E destul de deschis, dar e bronzer, nu e neapărat produs de contur. Și așa, cremos și... Miroase a vanilie, cred. Ok, foarte mișto, mulțumesc. Mai departe avem tot așa o foaie. Pupici, you are the best. Mulțumesc, Flori, deci n-ai putea fi mai drăguță, Dumnezeule. Oh, hai să desfacem să vedem și ce-i aici. Vișii. Wow, stați un pic așa că avem două produse aici. Văd un Vichy Mineral Blend 01. Asta cred că e fund de ten.
Și mai e un produs cu pompiță, dar stai să vedem ce e cu ăsta. Mineral blend, ceva în engleză, vă rog, măcar un pic. Ce-mi dau seama că e fond de ten. Hydrating foundation, e un fond de ten de la Vichy hidratant. Super, chiar mă gândeam că o fi unul din ăla mat și nuanța pare că mi se potrivește. Știți că Vichy e din asta, dermatocosmetică și de obicei face produse pentru tenul acneic. Pare așa destul de uleios, destul de hidratant, nu pare că are o acoperire foarte mare, dar o să-l testez pe față, mulțumesc. Și nuanța 01, a, clay, văd că scrie clay, ori așa se numește nuanța, ori are el clay, cum se vede, argilă. Mai departe, I Love Revolution Fixing Spray, Makeup Fixing Spray, Cucumber. Oh, e un fixator de machiaj din asta cu castravete. Chiar miroase, vai ce ciudat, miroase salată. Foarte tare, nici nu știam că au produsul ăsta acela de la Makeup Revolution, mulțumesc. Îl testăm. Așa. Hai să trecem și la cutia asta superbă, superbă. Eu am și pe Arda, dacă ați văzut-o, și îmi țin în ea măștile. Oh, apropo de măști. Vai de mine ce e aici. Bun, deci cred că mi-am mai trimis tot ea o mască din asta, sau mă rog, una dintre voi o mai am. Am făcut jumătate cu mama, i-am testat, folosit-o, eu încă n-am folosit-o. După aia tot de la Nivea Natural Radiance Sheet Mask. Ador măștile de tip șervețel. Așa, aici este de la Biotherm o mostră de ceva, cred că e un ser sau o chestie de genul, un creion de sprâncene de la Makeup Revolution. Cred că pot să fac un full face cu Makeup Revolution dacă o ținem tot așa. Duo Brow Definer. Ah, nu pot să desfac chestia asta. Seamănă extrem de mult cu creionul de la Benefit. Goof Proof-ul desfacem după aceea, că acum nu mă pot concentra. Un alt burețel coniac. Super tare. Chiar ieri l-am desfăcut pe cel de la ea. Ăsta este de la Garnier. La noi nu cred că se găsesc, nu? Bureții coniac de la Garnier în România. Doamne, câte lucruri sunt aici. Vedeți? Așa. De la firma Hypoallergenic Aqua Jelly Makeup Moisturizing Cooling Health Feel Look. E tot un fond de ten? Dar ce fain arată! Eu de la firma asta, cred că e Bell, nu-i Bell, dar Bell Hypoallergenic, am un produs de sprâncene sau cred că l-am aruncat că a expirat. Foarte, foarte bun. Asta e un fond de ten. Hai să vedem cum este. Azi? Nuanța la fel pare bună. Ce bine arată! Da, uite, comparându-l cu cel de la Vichy, ăsta cu siguranță are un pic acoperirea mai mare. Ce tare! Și zice că are cooling effect, vitamina E pe aici, ce mai văd și eu, ce mai pot să înțeleg. Cred că mi-ar fi foarte util un șervețel Matte Place. Așa arată produsele pe care le-am aplicat până acum pe mână. Vi le arăt pentru că urmează să le șterg. Rujul ăsta nu o să se mai șteargă de aici, după cum v-am spus. Se rezistă, doamne, cât rezistă rujurile astea. Ok, ia, încercăm. Mai departe, Revolution. Dar, mamă, ce fel arată produsul ăsta, ce e asta? Intense Longwear Black Felt Eyeliner. Wow! Deci cum arată? Mamă, stați că mă bate. Deci cum arată? În primul rând arată foarte luxury, așa, foarte scump și... Doamne Dumnezeule, și dacă este și un... Chiar astăzi mi-am făcut o comandă, ați văzut, nu ați văzut în vlog, de Black Friday. Mi-am cumpărat un tuș pe care mi-l doream de foarte mult timp. Din asta, care eu, că... Ce frumos sună, ce să zic. Hai să scoatem de aici. Doamne, arată ca un stilou din ăla fancy. Hai să vedem. Ok, super. Wow, uitați-vă cât de intens este. Foarte mișto. Trebuie să miros produsul, nu știu de ce. Are și biruțe din aia ca să nu se usuce. Deci cum arată produsul ăsta, uitați-vă un pic. E superb, este superb. E de colecție, e păstrez și cutie și tot. Deci wow, super tare. Stați că am pus o parte din produs aici, nu știu de ce. Bun, mai departe, hai să ne mișcăm. Avem de la Pretty Vulgar, The Feeders. Cred că e rimel, știu rimelul ăsta, Deci, în primul rând, pregătiți-vă pentru ambalaj, da? Știți Pretty Vulgar, da? Absurdie. Deci, așa arată un rimel de la oamenii ăștia. Uitați-vă un pic. Și ăsta este de colecție, nu o să-l arunc în viața mea. Să-l desfac, nici nu știu. Am înțeles că e ok rimelul lor. Nu-l desfac pentru că am prea multe desfăcute, dar uitați-vă un pic cum arată. Deci, produsul ăsta o să stea așa, la expoziție. Este superb. Mulțumesc, abia aștept să-l încerc și pare și foarte greu, cred că ambalajul e greu mai degrabă. Nu-l desfac pentru că vreau să mă bucur din plin de el. Apoi, Hydra Bomb. Este ceva cu pompiță de la Garnier Skincare. Acum vă dați seama că o să fie multe produse despre care nu știu ce sunt. Dar, ca și la clipul trecut, o să ne desfășim împreună în vloguri. Și mai multe clipuri o să mă lămurească și Florica, o să vadă că probabil nu înțeleg câteva lucruri și o să-mi trimită mesaje, să-mi spună care e faza, ce este de fapt. Bun, hai să trecem la următoarele produse. Și abia suntem la prima cutie.
și sunt deja un miliard de lucruri. Bun. A, chiar îmi zicea cineva, când am arătat în vlogul trecut, de fapt nu... Mamă, cât de tare! Aha, e un organizator pentru cosmetice. Da, vă zic repede, îmi zicea cineva că mi-am cumpărat dulapul de la Ikea și chiar aveam nevoie la câte produse am primit și să știți că... Sincer, cam ăsta e motivul pentru care mi-am cumpărat un dulap de la Ikea, pentru că am primit atât de multe lucruri încât și nu am mult de ele în casă și nu aveți idee cât de bucuroasă sunt. Deci foarte tare, da? Suport pentru rujul. Mulțumesc mult! Oh, mi-a aștept! Azi îmi fac reorganizare, plăcerea vieții mele. Așa, mai departe. Și am și cutii superbe de la... Uite, vedeți? Scrie Notino, deci probabil că și-a dat comandă de la Notino. Dar ce cutii frumoase, frate, se primești. Lucrurile în cutii atât de frumoase. O paletă. Ce paletă? A, știu ce paletă e asta, că se vede... Nu știu dacă voi vedeți. E din colecția aia... Au cei de la Makeup Revolution o colecție cu tablete de ciocolată. Au niște palete care arată ca niște tablete de ciocolată. Da, I Love Makeup de la Makeup Revolution. Wow! Vedeți? 24K Gold. Hai să vedem și cum arată. A, aici sunt culorile. Wow! La fel și asta. Deci este super. Uitați-vă pe ce ambalaj. Mi-amintește un pic de paletele de la Too Faced, cred că sunt. Da, cred că și pe acelea le imită cumva. Așa arată fardurile. Din câte văd, sunt într-o zonă așa mai de natural un pic. Am și numele aici. Încă nu-mi bag degețelele în ea, pentru că nu știu încă dacă o păstrez pentru mine neapărat sau dacă o dau cuiva din familie, să zicem, la câte palete am Dumnezeule. Dar este superb. Nu, cred că o să o păstrez eu, cred că o păstrez, pentru că e superbă. De ce dau cuiva? Glumesc. Bun, gata această cutiuță. Hai să mergem mai departe. Sunt tare curioasă ce mi-a scris Flori pe aceste două bilețele, că practic o să fac un pic de curățenie aici în pat, fiindcă se vede un pic aiurea. Avem așa. Sper să ajungă pachetul până data de 30 noiembrie. Dacă da, acesta este pentru 30 noiembrie, ziua ta. Te pup, Andreea. Ok. Deci aici este... La mulți ani, îți doresc multă sănătate, zâmbete, optimism în fiecare zi și iubire. Toate cadourile, normal că sunt pentru tine, dar aceasta este special de ziua ta. Restul... sunt pentru Moș Nicolae și Crăciun. Hai să vedem ce mi-a trimis aici. Cred că e ceva de îmbrăcat, mă gândesc. Hai să vedem. Nu-mi dau seama. Pare ceva material. Wow, ce material. Ce e asta? Ce cu... Domne, e un material extraordinar. Sunt pijamale. Deci dacă sunt pijamale, eu mor. Sau e training? Nu-mi dau seama. Stai să vedem. Deci ar trebui să simțiți materialul ăsta, Dumnezeule, este ca exact același material ca acesta care sunt eu îmbrăcată. Dar nu-mi dau seama dacă-s pijamale sau... Dar nu cred că-s pijamale sau nu știu, n-aș dormi cu ele, sunt așa de... Dumnezeule! Stați că m-am pierdut un pic. În primul rând, mulțumesc că mi-ai nimerit mărimea, e M. Eu port un fel de S și un pic mai mult de atât, dar îmi place să port hainuțe un pic mai largi. Da, cred că e... Nu știu, dar materialul, Dumnezeule, Doamne... Cred că sunt chestii, ori sunt pijamale, mă gândesc, Flori, lămurește-mă, te rog, în comentarii, așa, ori este ceva de training, dar am senzația că e ceva care stai în casă, cum sunt eu îmbrăcată acum și le ador, deci de la culoare, la material, wow, ok, super, dar le reprobăm și pe astea, mulțumesc, oh, ce tare, foarte tare, m-ai nimerit până acum la haine 100%, deci wow, mi-am mai trimis dulciuri, stați un pic așa, cred că o să-i eliberez un pic și revin. Bun, ajungem mai departe și avem... Dumnezeule, câte dulciuri! Cookies and Milk. Oh, super tare. Mi-a trimis de la firma asta ciocolată data trecută cu cappuccino. A fost delicioasă. Deci am înfulecat-o direct. Apoi o altă ciocolată. Nu știu cu ce e asta. Cred că e cu lapte. Așa. Asta care a avut un mega mare succes. Am luat-o odată la o întâlnire cu prietenii și s-a mâncat prima dintre tot ce era acolo. O ciocolată aerată de la Milka și una cu Peanut Crisp. A, are alune și cred că e caramel ăla. Cineva e foarte fericit. Așa și ciocolata aerată de care mâncam când eram mici. Super tare. Ceva de la Garnier, o mască peeling de la Garnier. Mă uitam să văd dacă are alcool. N-are alcool. Yes, are caolin. Ok, super tare. Biscuiți de la Oreo cu Golden. Din ăștia am mâncat, se găsește și la noi. Cu vanilie. Asta este o bombă de baie de la Isana. Mamă, ce mare și mișto e. Abia aștept să fac baie cu ea, așa. Apoi, nu știu ce ești tu, ceva cu vanilie. De mâncat nu cred că e, cred că e de corp. S-ar putea să fie o sare de baie? Doamne, cum miroase!
Da, nu-i de mâncat cu siguranță, cred că e ceva de pus în baie. Cred că e sare de baie, asta cred eu că e. Că aici scrie, uite, da, sigur, pentru că scrie ceva, bade în sie. Zice 10-20 de minute la 35-38 de grade, deci îți arată timpul de îmbăiere, cu siguranță. Asta este. Bun, următorul produs avem aici de la firma aceea pe care nu o să o mai pronunț, Chocolate Lips. Cinnamon Roll. Trebuie să-l desfac pe ăsta. Asta e curioasă. Ok. Ah, e un ruj. Sunt tare curioasă dacă se usucă mat sau dacă este gloss, dar important este care culoarea, este ca o ciocolată. E bine că l-a pus aici la dulce. Apoi, de la Elf, Illuminating Face Primer, dacă ai ști. Deci chiar văzusem zilele trecute un videoclip cu Full Face Elf din America, de la o tipă. Și arăta prostii de la Elf și avea și primerul ăsta iluminator și un primer, mă rog, matifiant. Știți că primerele matifiante sunt mai multe. Dar cred că nu mai chinui, o să n-am bani, hai pe deschid. Așa, și îmi ziceam că ce mi-aș dori să încerc și eu. Eu sunt o persoană cu ten uscat și vreau toate primerele iluminate și toate lucrurile iluminante și hidratante să vină la mine. Este ușor galben. Abia țin chestia asta, dar trebuie să testez că n-am cum. Deci nu se poate. Are o pigmentație galbenă, e un cumva alunecos și auriu. Da. Foarte tare. Și consistență interesantă. N-am simțit niciodată un produs de genul acesta. Mai departe am aici încă o bombă de baie care e de la, nu știu ce firmă este, e pur și simplu o bombă de baie. Apoi un ruj de la Essence, nuanța 01 Freaky. E din gama aceea. Băi, ce frumoasă e nuanța. Cred că cu rujul ăla sunt dat eu acum, dar nu știu ce nuanță, am 09. Asta este nuanța, stai că m-am dat pe primer. E o nuanță frumoasă de nude. Superb. Un moș Crăciun care a ajuns sărac un pic strivit, dar nu-i problemă că îl mâncăm și așa. Pentru că vine Crăciunul, aoleu, aoleu, unde-l pun pe ăsta? Help! Așa. Mai departe am nevoie de ajutorul foarfecului. Aici, acum aș spune, ori o paletă, ori o ciocolată. Și amândouă, sau o paletă cu ciocolată, și amândouă sunt foarte extrem și binevenite. Așa. Nu știu, nu dau seama. Ah, Revolution, v-am zis, e o paletă. Kisu, eyeshadow and highlighter paletă. Dumnezeule, are model de marble. Cum îi zice în română? Model de marmură, e superbă. Pe asta nu mai chinui să o deschid. Pentru că se văd culorile aici. Sunt două iluminatoare mari și restul farduri. Doamne, dar e superbă. Superbă. Nu mă mai chinui acum să o deschid pentru că are 7 ambalaje. Dar nu e problemă că bag după aia nasul. De la L'Oreal, macaruns ultramed și de asta e un nude, e un infinit vanilla, vai de mine. Ce nude frumos, mi-e rău, doamne cât de frumos e nude-ul ăsta, doamne, oh my god, îl vedeți, de ce zic lucrurile de două ori? Așa arată, el e ceva ediție specială, Steffi's Macaruns, what, oh my god, ok. Încă un moș Crăciun și ceva lângă el, hipoalergenic, liquid eye concealer. Și acest moș Crăciun a suferit un mic accident, dar v-am zis, nu este nicio problemă. Hai să vedem anticearcul, nu că mor de curiozitate. Este nuanța 01 Natural. Eu sunt obsedată după anticearcă. Deci dacă aș putea să-mi iau toate anticearcările din lume, nu m-ar deranja. Nuanța are sub ton galben, este o nuanță deschisă, pare că mi se va potrivi. O încercăm. Dacă vreți un videoclip în care testăm aceste produse pentru prima oară pe cameră, spuneți-mi. Iuhu, avem un moș din ăsta întreg, super tare! Așa, ce bine, unul măcar a ajuns întreg. Dar, v-am zis, nu contează. Următorul, ce credeți că e aici? Paletă sau ciocolată? Eu zic că este tot o paletă. Probabil tot de la Makeup Revolution, ia să vedem. Yep, este de data asta o ciocolată violet. Și culorile arată așa. Presupun că predomină nuanțele de violet. Hai să o desfacem ca să o vedem. Wow, ce nuanțe frumoase! Deci așa arată fardurile. Sunt superbe. Dumnezeule! Da, la fel nu-mi bag nici aici de zițelul pentru că nu știu ce să fac. Eu le-aș păstra pe toate, dar am spurt folia. Ce-am făcut folia. Dar n-aș vrea, adică, cum să zic, eu sunt o persoană și mi-e cam greu să mă machiez cu toate astea, dar vom vedea. Mi-a trimis două cani de Crăciun! Ok, trebuie să le desfac pe astea. Și s-a terminat cu cutiuța asta, le desfac și revin. Ce cutie frumoasă, Dumnezeule! Ok, asta este prima cană. Deci am fost în Pepco și eram foarte aproape să-mi cumpăr cani de Crăciun. N-am făcut-o, dar mi-a trimis flori! Mulțumesc, flori! Și mai am una aici.
Oh, Doamne, cât ambalaj din ăsta. Deci mă bucur enorm, enorm că au venit întregi. Vai, ce frumos e modelul ăsta. Vai, de mine, ce frumos e. Superb. Hai să vedem. Să vă dau un update la rujul acesta. În primul rând, nude-ul ăsta e superb. Nude-ul ăsta e superb. Și ăsta a rămas lucios. Deci este un ruj ciocolatiu lucios. Aceasta este cana. Mi-aș dori foarte mult. Știți ce mi-aș dori din primul ăsta? O pereche de colanți, fraților. Bun, le punem aici. Să mai dăm jos din... Avem de reciclat, de apun și de din astea, Dumnezeule. Bun, am trecut la a doua cutie, adică n-am trecut la a doua cutie, trebuie să mai desfacem și chestia asta, dar am desfăcut-o și urmează să ajungem și la ea. Bun, hai să vedem ce avem și aici. Asta este ultimul pachetel din coletul, primul colet, care era, nu știu cum să vă zic, cel mic, da? Deci ăsta este mai mare. Hai să vedem. Ce o fie aici? E o cutie și e destul de grea, să știți. Să facem de aici și abia stă închisă. Ceva care abia așteaptă să iasă aici, ia să vedem. Ok, am reușit să desfac și... Nu înțeleg ce e aici. Cred că sunt mai multe cânți sau pahare. Doamne, să-mi iau o gheață până desfac asta. Da, cred că sunt câni, uite că le simt toarta. Cred că e un set de câni aici, că sper că au ajuns toate întregi. Sunt câni de Crăciun! Să vezi ce party dăm la noi acasă de Crăciun cu cănile astea. Mamă, cât de tare. Așa arată. Ce drăguță e, super. Și cred că așa sunt toate, mă gândesc, nu știu. Ia să vedem. Sunt în total 3. Nu sunt la fel, pentru că sunt de dimensiuni diferite. Se simte că sunt de dimensiuni diferite. Nu așa că simțiți că e Crăciun. Mai e foarte puțin, dragii mei. Chiar în calculam că mai am puține clipuri până la... Până începe vlogmasul. Dar nu-i problema că noi intrăm în atmosferă de acum. Ce are? Așa. Haide, haide. Haide. Încă una. Asta e set cu asta, vedeți? Așa, cred că le-a luat separat, dar le-a pus în cutia asta și bine a făcut, ca să vină întregi, să ajungă totuși întregi. Și încă una, care e cu... Ce frumoasă asta. O să-mi amintește cumva de copilărie, dar nu știu de ce. Asta, să vedem. Se vede modelul. Ce frumoasă e asta. Ce drăguță e. Foarte frumoasă, mulțumesc, Dumnezeule. Cred că trebuie să mut cănile astea de aici ca să le sparg. Da, ce frumoase sunt. Hai să trecem și la cea de-a doua cutie. Să nu zicem ultima cutie, că ar suna ca și cum se termină clipul ăsta, ceea ce nu o să se întâmple foarte curând, după cum puteți vedea. Mi-am mai trimis o poșetă. Mamă, ce mare e asta. Cu negru și auriu așa clasică. E frumoasă rău asta. Îmi place mult. Stați că s-a întâmplat ceva aici. Somehow. Oh. Ah, ce tare! Pentru ziua ta de nume, Gebustang înseamnă zi de naștere. Deci așa arată geanta, cum am zis, o combinație clasică de negru cu auriu. Și în interior a pus lucruri. Așa, avem aici un plic zdrângănitor care cred că e de... Vai, ce frumos! E fericitare de Crăciun. Da, e de Crăciun. Sunt lucruri pentru Crăciun. Mulțumesc că îți doresc și ție exact aceleași lucruri. Am scos ce era în geantă și le-am dezasamblat. Avem aici o mască de față pentru bărbați. Cu minerale din Marea Moartă, cred că e asta. E rece, de s-ar putea să aibă... Da, nu are alcool. Foarte tare. Are caolin și chestii de genul. Mulțumim. Am aici, văd, două rujuri de la Essence. Pe acesta l-am deja, așa că o să-l păstrez pentru altcineva, îmi plac foarte mult. Și mi-a dat și o nuanță frumoasă de roșu, Seeing Red. Îmi place mult gama aceasta. Și mai am și un spray de fixare de la Catrice, Energizing Prime and Care Spray, Revitalizes the Skin, are grapefruit, kiwi și vitamina C. Așa, nici acesta nu are alcool, cred că e mai mult pe zona de hidratare, nici de produsul ăsta nu știam. O conservă pentru pisici, mulțumim mult. Văd aici un burețel pentru față, tot așa să te speri cu el. Super, ador bureței instalate pe față și un iluminator iluminat, să zic așa, în formă de piramidă, de la 183 Days by Trend It Up. M-a întrebat cineva de unde poate să găsească produsele astea 183 Days, cum le zic eu, în DM. În DM le găsiți și se găsește la noi în România. Iluminator și geanta. Sper că nu mi-a scăpat niciun produs pe aici. Mai departe am rămas un pic așa pentru că mi-a trimis ramen noodles, pe care mă tot plângeam. Adică,
să găsesc, ia să vedem ce variantă. Mi-a luat chicken ramen. Așa, sper că pune focul stănului până acolo, văd de sincer, chiar nu văd. Aici e ceva borcan, cred, e ceva foarte greu, dar nu dau seama ce este. O să vedem. Tutti frutti. Caramel and cinnamon bath and shower gel. Mamă, cum e, cred că e de mâncat, jur. Dar nu, e ceva cu care să te speli. De la Farmona. Nu-i simt mirosul, fiindcă i-am balat bine. Uitați. Da, miroase a... Mie nu-mi place fiecare caramel. Miroase a scorțișoară și caramel. Scorțișoara miroase bine, dar caramelul, sincer, nu-mi place. Ah, ceva am murdărit. Ups, cred că trebuia să mă șterg totuși pe mână. Da, nu știu ce firmă este asta. Mulțumim, eu o să mă abțin, fiindcă nu-mi place caramelul. Așa, mai departe, uite cutiile alea frumoase de la... Doamne, dacă te chestii aici, gata, nu mă mai uit, că mă desconcentrez. Asta e ceva din plastic, cred că tot așa un... nu știu cum să zic, organizator de cosmetice din plastic. Cred că asta este și am văzut undeva că scrie Ebelin. Dacă nu mă înșel. Wow, ce fain e. Da, cred că asta este, din ce îmi dau eu seama. Așa. Organizer, ovale, organizator cosmetice. Deci scrie și în română, fabricat. Așa, da. Dar ce frumos este, vedeți? Îmi place foarte mult că îmi dă cosmetice și îmi dă și lucruri care să le pun. Deci mulțumesc. Așa, mai departe. Avem aici un... Mamă, ce auriu este. Foarte frumoasă. Folie de împachetate. Să cumpărăm și noi folie de împachetate. Vine Crăciunul, dragilor. Și trebuie să facem cadouașe împachetate frumos. Oh! Era să-l scap. Ce e asta? Beach Cosmetics Naturally Flawless Foundation. Fond de ten din ăsta... Ah, îmi vine să nu le mai desfac acum, dar în aceeași mă vine să le desfac acum pentru că mor de curiozitate. Dar ia din timp. Oricum, cine ne fugărește? Dacă facem 2 ore de desfăcut pachetul ăsta, nu cred că deranjează pe nimeni, sincer. Pentru că e entuziasmant așa, să mă bate amălajul ăsta. Așa, am reușit să-l scot. Ce-mi place. Sticla asta mată m-a indus un pic în eroare. Mă gândeam că o să fie un fond de ten mat. Stați că până... Oricând. Simt, vine. A, vine. A venit, a ajuns. Așa, o nuanță nu cred că mi se potrivește. E un pic portocalit, dar nu pare. Este să vedem ce nuanță este. Este 205 Fair Golden, da. E un pic galbenă. Nu neapărat portocalie. Nu, mi se pare, vi se pare că e portocalie? Nu știu, care are un subton foarte puternic de galben. Și zice tot așa că este un fond de ten cu... finish natural, ceea ce înseamnă că o să arate bine și pe tenul meu uscat. Șervețelul meu, please. Unde ești? Uite, l-am găsit. Deci tușul ăsta de aici s-a uscat și se ia foarte greu, ceea ce e bine, foarte bine. Să te iei cât mai greu. Da, nu o să mai chinui să șterg rujul de la L'Oreal pentru că acolo v-am zis, acolo rămâne. Mai departe, dragilor, hai să vedem. Două chestii tot așa mari. Bă, ceva aici cu plumpițe și cu prințese. Ia stai, stai să vedem. Oh my god, o apă micelară imensă de la Delia. Am auzit de brandul ăsta pentru că știu că este pe notinul un calendar advent cu produse de la ei. Dumnezeule, cât a bidonoiul. Cu acid hialuronic pentru toate tipurile de ten. E o apă micelară, dar ce satisfăcător mi se pare un ambalaj transparent. Cu un lichid transparent interior. Foarte tare, mulțumesc. Așa, și aici avem ceva cu pompite, ceva și cu sirene. Chestii limited edition bath and shower gel. Cu vanilie și lime cupcake. Vai, mi-e frică de... Vă dați seama cât de bine o să miroasă, nu? O să miroasă prăjitură. Oh, da, miroasă prăjitură, cu siguranță. Prăjitură cu lămâie. How to be a mermaid. Swim in the ocean, relax on the beach. Watch the sunset, wear pearls. Ce fain e! Uitați-vă și voi ce tare e. Se vede? Se vede? Focus, focus? Așa arată. Ce mișto, dar culoarea asta mă... E așa un verde foarte puternic. E ceva neobișnuit pentru un gel de duș. Așa, mai departe. Hai să vedem. Vai, vă nu vă place sunetul ăsta, eu îl ador. Asta de să spar chestii. Mă bate. Cred că e un gel de duș, cred. Așa îmi pare, un gel de duș, ceva de genul, da? Așa arată. Doamne, câte geluri de duș. Super tare. Și nu, deci nu îmi dau seama. Sigur e gel de duș. Asta
cred eu, în momentul ăsta. Dar o să-l testăm, ducem la baie și vedem. Un produs de la Tutti Frutti, Body Scrub. Yes. O, nu, văd aici un calendar advent, cred că e cu dulciuri. Foarte tare. Chiar azi am făcut o achiziție drăguță. Cred că o să vă arăt, dar nu cred că vă arăt în vlogul ăsta, nu vă mai zic mai departe. E un body scrub. Mamă, ce tare arată. Zici că e o pastă de pesto. Sos pesto, adică. Melon and watermelon. Oh my god, o să miroasă pepene. De ce vreau să fie vară? Nu, glumesc. Am deschis, am reușit să-l deschid. Oh! Foarte tare. E un exfoliant corporal cu pepene. Așa, mai departe. Tot văd ambalajul ăsta de la Tutti Frutti. E o firmă foarte interesantă. Vă dați seama că e vorba despre fructe și despre chestii astea de mâncare. Asta ciuti. Cred că ori un unt de corp, ori o mască de păr. Peeling. Oh my god, e un scrub cu vanilie. Cred. Da. Cu vanilie și zahăr. Yes, ador scrub-urile cu zahăr. Hai să vedem cum miroase și cum arată. Dar ce frumoasă sunt ambalaje. Uitați-vă cum arată. Dar nu miroase doar, mai miroase ceva. Miroase a vanilie și încă ceva. Cred că poate scrie și nu. Cardamom, șofran. A, știi ce miroase? Miroase a Coca-Cola. Deci miroase a cola. Așa mi se pare, poate mi se pare mie în momentul ăsta. Uitați-vă la ambalaj, este superb. Abia aștept să-l testez, azi mă exfoliez. Clar, după ce mă spăl cu cele 250 de geluri de duș. Mulțumesc, hai să vedem și următorul. Asta e că asta se vede. E un vanila, e din aceeași gamă. Și atât, bă, bate. Mă rest, nu știu ce scrie, nu știu ce vorba. Cred că e un gel de duș, presupun. Sweet Secret. Hybrid Bath and Shower Oil. Deci chiar ieri mi-am terminat uleiul de duș. Doamne, Dumnezeule. Ok, hai să vedem. Da, e un ulei, nu-l mai desfac, fiindcă s-ar putea să-l fac să curgă, plus că i-am balat foarte bine. Foarte bine că ai făcut asta. Dumnezeule, e un ulei de duș. Ador uleiul de duș. Mai departe, ceva de mâncare. Ce mișto, este... Turtă dulce în glazură de ciocolată. Yes. Așa, după care, hai să intrăm aici la calendarul. Sunt trei calendare advent cu ciocolată. Sau nu? Stați un pic că ceva nu mi este clar. Deci ele par a fi trei calendare advent cu ciocolată, pentru că vedeți că au căsuțele astea. Dar m-am uitat aici pe spate și m-am indus în eroare. Mă gândeam că din alea de construit căsuțe de turtă dulce. Super, mulțumim, foarte tare. Așa, mai departe avem doar lucrușoare ambalate, așa că hai să trecem la desfăcut. Forkek, please help me. Stați că mi-am dat seama că am dat ceva afară din cutie și n-am observat. E o rochie. Stați că nu înțeleg cum vine. Mi-a zis că mi-a trimis și o rochie de primăvară. E o rochie tip furou, e genul de material de furou, e roz, așa, un roz foarte de primăvară, cu o curea în talie, la fel, e mărimea M, s-ar putea să-mi vină, cred că o să vină, e de la Zara și o probăm, clar o probăm, am pus-o cumva lângă mine și n-am observat-o. S-a făcut munte aici, evident. Așa, am reușit să desfac. Nu știu ce e aici. Pare ceva, o cutie cu cosmetici. Dermacol! Finally, frate! Știți de când vreau să încerc Dermacol? Și cred că sunt trei geluri de duș. Hai să vă arăt. Trei geluri de duș cu portocală și ciocolată, o aromă care știu că este foarte populară, cu green tea și o puntia, ceva fruct și cu macadamia truffle. Cred că astea trei sunt aici, dar hai să desfacem să ne convingem că acum niciodată. Da. Trei geluri de duș. Cu mirosul probabil genial. Hai să ne mirosim ăsta. Asta miroase a ciocolată. Vai de mine, e foarte periculos ca gelul tău de duș să miroase ciocolată. Așa. Asta miroase a bomboane de pom cu portocală și ciocolată. Pentru că vine Crăciunul și este perfect pentru asta. Și asta cred că miroase mai... Asta miroase a ceva mai fresh, ceva de genul. Super, mulțumesc. Mai departe avem tot așa un ambalaj auriu. Am să dăte că e încă o paletă aici, ceea ce... Ar fi... Foarte. De la Essence Baked Highlighter Palette. Nici nu știam de existența acestei palete. Și are trei iluminatoare aici. Dacă vedeți, iluminatoare baked. Dar nu știu cum. Ah, cred că dai așa asta la parte. Stați așa. Bam, 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 bam. Haide, boss. Da, încercând să îndepărtez la asta, atins un pic. Pare rău, pare foarte rău. What? Deci, în primul rând, sunt extrem de cremoase. Zici că sunt din cremă. Uitați-vă un pic.
Oh my god, oh my god, ce frumoase sunt! Nici nu știam de paleta asta, îmi pare rău că mi-am băgat un pic aici. De fapt nu eu, ambalajul. Dar s-a stricat un pic, dar wow, sunt foarte cremoase. Și uitați-vă un pic cum arată paleta asta, că e wow. Superb, superb. Servetele, servetele, ca să nu mă dorim chestii. Următorul pachetel. Așa. Revolution Pro Lipstick Collection. Pentru că nu aveam deja destul de rujuri. Make-up. Stați că matte nude. Sunt 1, 2, 3, 4, 5 rujuri. Am senzația că sunt rujuri mini. A, ba nu. Par rujuri din astea mari. Da, și sunt multe culori. Sunt nude-uri. Multe, multe, multe nude-uri. Wow, ok. Foarte tare. Pe astea le testez după aceea pentru că am semnat să le desfac pe fiecare. Vă țin la curent, nu e problemă, nu vă faceți griji. Așa arată setul. Și sunt mate. Asta e foarte tare. Super, ok. Nici nu știam de setul ăsta, dar de multe produsele, de multe dintre produsele de aici nu știam. Bun, m-am luat toate cădurile, deci nu mă imaginați cum mă simt în momentul ăsta. Super mega fericire. Hai să vedem. Cred că văd un ochi. Deci probabil e tot o paletă pentru ochi. De la... Cred că e tot de la aici, că recunosc scrisul. Da. Essence from Santa with Love. Eyeshadow palette. Vai, arată ca un plic. Wow. Ok, și desfaci așa. Are glitter. Deci este o paletă cu glitter. Oameni buni. Trebuie să testez un fard măcar, n-am cum. Wow, e colecția de Crăciun. E posibil ca să fie colecția asta actuală. Deci uitați-vă un pic, pe lângă faptul că arată super paleta asta. Are glitter. Da, e glitter aici. E glitter, glitter. Fardul ăsta nu e glitter, dar... Wow. Ok, sunt un pic șocată, simt ce frumoasă e, superbă, e foarte frumoasă, e la fel ceva de colecție. Am pierdut așa vezelul. Mai avem, din câte se pare, 4 cutii mari, să zicem 4 ambalaje mai să spunem. Hai să desfacem pe acesta, după care trecem la cutii. Bun, am desfăcut acest lucru și cred că e tot o paletă. Nu știu și asta. Wow, e BH Cosmetics Zodiac Love Sign. What? Hai să vedem, nu știu paleta asta. Nu prea cunosc foarte bine produsele BH Cosmetics decât cele, cum să zic, care au fost făcute prin colaborări cu youtuberi. Având în vedere că nu avem brandul ăsta în România, nu le știu foarte bine produsele. Hai să o desfac și să vedem cum arată. Pe ea scrie că sunt 24 de farduri și un iluminator. A, dar stați că e într-o... Așa arată. Vai, ce frumoasă e și asta. Oh, Doamne, ambalajele sunt superbe la unele chestii. Și așa arată. Oh, wow, ok. Și toate fardurile sunt... Nu toate, stați un pic. Deci e un iluminator aici în centru. După care sunt fardurile astea care sunt sidefate, sper că se vede. Și sunt și farduri mate. Da, ce frumos! Și pentru fiecare zodie e câte un fard. Să vedem ce e la leu, 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 unde ești? Leu, 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 leu. Eu am un auriu, evident. Nu e auriu, e un auriu portocaliu, ceva de genul. Văd, da, ce frumusețe de paletă, Dumnezeule! Și are și oglindă, de asta am și acoperit-o. Wow, ok. Ok, o să am nevoie de vreo 3 zile stând așa în pat și uitându-mă la lucruri ca să realizez. Hai să trecem la cutiile astea. Ce frumoase sunt, deci ador cutiile, eu sunt nebunită după cutii. E ceva aici. Hai să vedem. Așa, hai să citim bilețelul înainte de toate. Trebuie să fie ceva important odată ce avem o prezentare atât de faină. Ia să vedem. Acest cadou tot pentru ziua ta de nume. La mulți ani, Andreea mea, acest cadou este datorită faptului că este serialul tău favorit. Sau unul dintre ele. Hai să vedem. O să plec, o să plec. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mi-e rău. Trebuie să mă calmez.
ceva trist, nu zic ceva vesel. Bun, deci așa arată parfum. După cum puteți vedea, m-a bufnit plânsul pur și simplu, pentru că nu știu. Oh, nu prea simt foarte bine cum miroase parfum, pentru că am început să plâng și am dat suflet, dar simt că e ceva puternic. Asta se simte un pic dulce și puternic. Deci mulțumesc din suflet, nu știu, cred că arăt foarte amuzant, știu, când încep să plâng, mi s-a roșit nasul. Și mi s-a stricat machiajul. Dar, da, nu știu ce să mai spun. Am un parfum de, cu Sex and the City, deci... Wow! Dar trebuie să-l las, nu mai văd că o să încep super mai tare. Da, hai să continuăm, nu știu, ignorați faptul că arăt în felul ăsta. Sper să îmi revin curând și să arăt la forma normală din nou. Deși, sincer, după cum se anunță lucrurile pe aici, nu cred că o să se întâmple chestia asta, văd și un pic în ceață. Da, hai mai departe, ce avem aici? De la Yves Saint Laurent Forever, e un ster de față. Așa, văd că mi se termină bateria. Apoi am un burețel de la Freedom Problem Sponge. Așa. Herbal Care. Nu știu ce e asta, cred că e un tonic de față. Da, uite, Moisturizing Face Toner. Ce-mi place că scrie și în engleză. Floare de almond. Almond ce e? Migdală. Flori de migdale, cred? Cred că asta este. A, așa, e un toner cu care asta mai încerc și eu tonere, că v-am zis că am încercat la un moment dat un care nu mi-a plăcut și m-am lăsat total. Un ser de față cu vitamina C, ador vitamina C, mulțumesc, de la Delia, pentru față și gât. Ador serurile de față cu vitamina C. De fapt, ador serurile de față și ador vitamina C și ceva care le conține pe amândouă e, sunt geniale, plus că mi se termină cel de la Elmi Clan, s-a nimerit foarte bine. Bun, cât m-a ajutat prietenul meu și a schimbat bateria, n-am pierdut timpul, am stat aici, am încercat să mă mai liniște și mă simt un pic mai bine, mă rog, nu că mă simțeam rău, știți ce vreau să spun. Și am mai desfăcut 3 pachetele din astea aurii și am mai 3 lucruri să vă arăt. În primul rând este acest, emoțiile, sunt 5 glitere din astea și am și un lipici de glitter. De la NYX. Voiam de mult tare să încerc produsul ăsta și am și glitere. Sunt superbe. Mă uitam ce fard am pe mâna mea, m-am zis că e din Zodiac, de acolo. Oh, da, oricum nu mai am cuvinte, nu mai am ce să zic. După aceea am o paletă de la Freedom Innocent Collection, ceea ce e foarte amuzant pentru că vă arăt imediat. 32, știu care farduri mă gândesc. Da. Aceasta este, conține foarte multe farduri foarte naturale. Și farduri mate, și farduri sidefate, perlate, ăsta are sclipici. Vedeți? Așa, și vă ziceam că e foarte amuzant că asta se numește Innocent Collection, pentru că avem aici o paletă de la Makeup Revolution care arată așa. Și scrie, ați văzut și voi, cu acordul părinților. Este superbă. Așa, și fardurile arată așa. Vedeți? Hai să trecem mai departe, tot ceva de la Makeup Revolution, Farfecul cred că și-a dat demisia că l-am pus la muncă azi, uite, așa, Makeup Revolution, tot așa, paletă de farduri. Oh, cred că știu paleta asta, m-am uitat aici pe spate și are niște farduri care seamănă cu, mă rog, nu cred că asta e ideea neapărat, dar eu zic că seamănă cu planetele, hai să vedem. Și asta e superbă, e superbă, uitați-vă cum arată, e foarte frumoasă. Fortune Favors the Brave, așa pare că se numește. Da, știu paletele astea, cred că sunt cam cele mai vechi palete de la Makeup Revolution. Stați să-i scot pensul ca să cadă, da, exact asta s-a întâmplat. Așa arată fardurile și vedeți ce vă spuneam? Sunt unele culori care arată ca niște planete. Eu cel puțin așa cred, așa mi se pare, nu știu dacă e neapărat asta ideea. Dar el așa arată. Hai să intrăm și în punguța asta să vedem, că văd că sunt mai multe produse și văd că mi-a mai pus un ruj de la L'Oreal, Dumnezeule. Și ce frumoasă e culoarea, Dumnezeule, Dumnezeule. Este culoarea, nu prea văd pentru că am ochii încetoșați, Infinite Plum. Oh my God. Oh my God. Deci uitați-vă un pic cum arată. Tot așa, din colecția Le Macaron. Mamă, de asta miroase cel mai frumos, cel mai parfumat. E superbă nuanța, cu asta mă dau mâine, jur, sau mă rog, de azi. Așa, apoi avem aici o pudră de la Dermacol. Yes, îmi plac și pudrele. Așa, compact powder, cred că e pudra lor clasică, mă gândesc că nu pare că au altceva, are altceva scris aici. E frumușic așa și e o culoare destul de deschisă, cred că mi se potrivește. Abia aștept să încerc. Am cu ce să-mi fixez anticearcă în alea mișto, de fapt anticearcă, nu, cred că doar unul mi-a dat. Așa. Apoi un Makeup Revolution. Am senzația că este Fast Base Stick Foundation. E un fond de ten stick de la Makeup Revolution. Asta, așa.
Am fentat ambalajul. Ok. E un fond de ten stick, l-am testat pe mână și pare un pic închis pentru mine. Am auzit lucruri bune despre acest fond de ten stick, abia așa să-l testez. Tot aici în punguț avem și un Fast Base Concealer. Am două, deci că ne-acum de la ea. Lightweight Buildable Coverage. Deci cred că e un anticercăn care nu are acoperire foarte mare, însă cu care poți să crești acoperirea. Da, o să vedem dacă facem un clip de first impression. Am foarte multe produse, cred că am sigur am pentru full face și pentru multe lucruri pentru ochi. Dar spuneți-mi ce părere aveți, dacă vreți un clip de genul ăsta, dacă nu sau dacă n-am eu timp să-l postez și îmi programez altfel lucrurile, facem un vlogmas și testăm mai multe produse atunci. Ce mișto! E de la NYX, este un produs care a apărut destul de recent, Bare With Me Tinted Veil Non-Comedogenic. Este un produs din ăsta, cred că e un fond de ten, Vanilla Nude și cred că nuanța mea, pe care l-am văzut că au primit fetele o grămadă prin pachete de PR și am fost vreodată seama foarte curioasă, nu-mi dau seama exact care este produsul, că știu că aici este și un BB cream, dar o să vedem, este cremos așa, nu pare că are acoperire foarte mare, nuanța cu siguranță să mi se potrivească, pentru că are subtonul galben și este deschisă și de obicei asta este rețeta perfectă. Rujul ăsta m-a terminat, uitați-vă cât de frumos este, super. Am terminat cu asta, nu am terminat, mai avem aici niște mostre de la Jupe, ăsta cred că e firma aia folosită de păr, nu, are parfumuri. Jupe Fantasy și Eternity Now. Ah, pe ăsta mai am o dată, chiar cred că azi m-am dat cu el. Ok, așa, mai departe, în ultimul lucru din această cutie superbă, v-am zis, da? Superbă, superbă, da, s-o pun și pe ea aici, este acest lucrușor care are, știu ce e. Deci este un set care conține multe mini geluri de duș, din gama aceea I Love, de la ei am avut foarte multe creme de corp și unturi de corp la un moment dat. Geluri de duș nu cred că am avut, dar acum am ocazia să le încerc și sunt senzaționale. Sunt senzaționale. Mulțumesc, superb. Și mai este, o să zic la fel, doar o cutie pentru că eu ditai cutia. O cutie de la Douglas, ambalată foarte bine. Hai să vedem ce avem și aici. Dumnezeule, cum desfac chestia asta? După ce ne-am bătut, am reușit să o desfac. Finally, hai să vedem ce avem aici. Stați un pic, e de la Ritter Sport. Ciocolată cu două sortimente, asta e cu iaurt, nu, cu trei sortimente, iaurt, căpșun și încă ceva. De asta chiar sunt curioasă, dar nu o să mănânc acum, nu mănânc acum. Oh, mamă, cât de bine arată asta, cred că e ciocolată cu ceva împutură de, nu știu ce e asta, zici că sunt fel de pufarine, ceva expandat, am eu senzația. Vai de mine câtă mâncare a pus aici! Așa, Chocolate Mini Delights, Original Irish Cream. E ciocolată umplută cu ceva cremă de asta, cred că de o băutură alcoolică. Picuri pentru pisici. Mulțumim. Așa, după aceea. Asta e ramen. Ramen din ăla, fraților. Oh my god. Sper să nu fie totuși foarte picant, dar face aici o oală de supă. Și arată. Da, e din ăla, vai de mine, abia așa să-l încerc. Asta, mulțumesc mult că ai ținut cont de dorința mea de a încerca chestii de gen. What? Foarte tare, astea sunt gofre din alea, cum le zice fiecare. Așa, peste care pus tot felul de chestii. Mi-a trimis și, de avem și noi asta în România, Maggi. Supă din asta, care sper la fel să nu fie foarte picantă. Sunt curioasă dacă lor e un pic diferită. Moș Crăciuni de ciocolată, care văd că sunt întregi. Pringles. Ce mare cutia asta. Pare foarte mare. Cu sour cream and onion. Îmi place foarte mult aroma asta. Și Pringles în general este bun. Aici la fel, ciocolată cu ceva, chestie de asta, nu știu ce e asta exact. V-am zis ceva, pare expandat. Nu mă ține să caut să citesc pentru că nu o să, cred că se vede, nu, muntele de aici. Tuc tot așa cu sour cream and onion și tuc cu paprika. Super bun. Eram și uitat de tuc, căutam zilele astea chestii de renunțăit și la tuc nu m-am gândit, dar o idee bună. Încă o ciocolată din asta expandată. O ciocolată cu, cu caramel. Un fel de, da, e caramel, e zahăr din ăsta ars umplută, e foarte crocantă, bănuiesc. Și un toffifee. Yummy. Asta îmi place mie chiar dacă are caramel. Și cred că asta este tot, stați, mă asigur. Asta este tot.
Gata, am terminat de desfăcut cutiile imense primite de la Flori. A fost întreaga aventură, nu vi se pare? Asta ți-a cam uitat ceva totuși, dar nu știu de ce. Acum, o să bag aici o parte în care mergem și... asta a fost puf care s-a plimbat pe bat. Mergem și probăm hainuțele de la ea. Oh, nu, văd că s-a întins rujul, cred că am murdărit ceva. Sper că nu pe mine haine sau chestii. Da, nu fine, o să stau așa mâna asta. Hai să mergem să testăm pantaloni, să probăm pantalonii și să vedem cum arată. Bun, hai să începem sesiunea de probat. Ăștia sunt blugii. În primul rând, sunt superbi și îmi vin foarte bine pe talie, sunt foarte strâmți, sunt perfecți ca lungime. Problema este că sunt un pic de tot cam strâmți și, mă rog, sunt confortabili, dar se simte că sunt strâmți pe picior și cred că și se vede chestia asta. Dar ei sunt foarte, foarte frumoși, se așează foarte bine și îmi plac mult, chiar m-a nimerit. V-am zis, sunt un pic strâmți, s-ar putea să se mai lase, că de fiind purtați, deja de când m-am îmbrăcat cu ei, deja parcă s-au mai lăsat. Sunt superbi, mi se pare că sunt foarte flatanți. Pentru picioarele mele sunt foarte frumoși. Sper să se mai lase un pic, în rest totul perfect. Îmi place mult că vine aici strâmt și nu am problema aia în care e foarte largă zona asta. Aceștia sunt pantalonii negri, i-am probat. Aceeași situație, îmi vin destul de bine. Aceștia sunt un pic mai lărguți aici, dar vin bine pe picior. Nu știu cât se înțelege, vă dați seama, pentru că e negru. Dar pot să vă zic că vin bine pe picior. Sunt la fel și ăștia, un pic de tot strâmți și tare mi-e teamă că s-ar putea să pucnească. O să vedem dacă se mai lasă. Sunt un pic mai, cum să zic, gen colanți, pentru că nu au buzunare aici, au buzunar doar la spate. Și da, așa arată. Îmi vin, vedeți, și ca lungime. Eu, care am picioare destul de lungi, chiar îmi vin ca lungime. Sunt foarte frumoși, dar să vedem cu, v-am zis că sunt un pic strâmți aici, dar la fel, cred că o să se mai lase. Oricum o să vă țin la curent, deocamdată sunt tare, tare încântată de ei. Gata, m-am îmbrăcat și cu rochița. Ce ciudată tranziția de la pijamale pufoase la o roche din asta așa mai elegantă. Îmi place că e furou, așa e drăguță. Ceea ce mi se pare cam mult este această curea, adică mi-ar place mult mai mult să nu aibă cureaua asta sau să fie o curea de altă culoare, pentru că e prea mult roz și cred că ar merge mult mai bine în primul rând pe o blondă și în al doilea rând nu mi se potrivește mie, este foarte frumoasă și materialul este foarte bun, e un furou, să zic furou, un material de furou, de foarte bună calitate, se simte foarte bine așa, foarte fin. Da, este un pic cam roz cu cureaua aceasta, dar cu o curea albă o să arate senzațional. Dar îmi place foarte mult cum se simte deocamdată, e foarte, foarte faină. Bun, și am probat și ultimele articole care se simt senzațional pe piele, gata, așa rămân îmbrăcată. Da, sunt minunate, așa arată, sunt foarte drăguțe, lărguțe, așa și confortabile. Sunt cel mai probabil pijamale, chiar dacă am zis eu că e training, dar presupun că sunt pijamale, eu aș fi și așa și pe stradă, sincer. Poate ar fi un pic ciudat pentru alții, dar pentru mine ar fi genial. Așa arată, se strânge aici chestiuța asta, pot să o lași, mă rog, și largă, presupun, nu contează foarte mult, dar eu am strâns-o ca să vedeți cum arată. Și pantalonii și totul vin foarte bine, vin lărguți așa, cum am zis, foarte confortabil. Și arată și foarte bine. Și, doamne, materialul ăsta e senzațional, senzațional. Și am terminat acum cu hainele. Acesta a fost pachetul de la Flori, acesta a fost clipul de astăzi. Eu nu m-am gândit că o să plâng, deși sunt extrem de emoționată când desfac pachete de genul. Acum chiar m-a răpus cu parfumul ăla. Și cumva, când am... Acum, vă dați seama, mi-a trecut momentul și pot să-l explic mai bine. Cred că cumva am explodat, adică am adunat toate emoțiile și le-am... plâns. Da, nu mai am nimic de adăugat, cred că v-ați prins și voi cam care-i faza și cam ce simt. Mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături pe durata acestui videoclip. Sper că v-ați bucurat și voi împreună cu mine și că a fost așa ca o 25 decembrie dimineața când a venit Moș Crăciun. Stați pe aproape pentru că vor urma multe, multe tutoriale și clipuri și impresii despre toate aceste produse. Probabil că am zis-o deja de 1000 de ori, dar o mai spun o dată. Mulțumesc din suflet, Flori, nu am cuvinte să spun câtă bucurie ai putut să aduci în casa noastră, în inima mea și, nu știu, toată viața mea. Deci tocmai cred că m-am făcut de ruși pe gât, dar și ceva nici mai contează. Abia aștept să testez toate produsele. Mulțumesc din suflet pentru toată atenția, grija, efortul, banii, tot ce ai investit în acest pachet și o bucată din sufletul tău pentru că se simte. În momentul ăsta sunt înconjurată cu lucruri minunate care știu că sunt dăruite cu drag. Mulțumesc mult că mă urmărești și, oricum, rămâne să ne auzim prin comentarii pe e-mail chestii. Da, atât am avut de spus pentru astăzi. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot, într-un cuvânt. Și ne revedem foarte, foarte curând la următorul videoclip.